Ediția din acest an a competiției de alergare montană s-a desfășurat pe trei nivele de dificultate pe trasele din masivul Iezăr-Păpușa. Primul traseu a însumat 44 de kilometri și s-a desfășurat în zona cunoscută ca Podcoava. Startul a avut loc la primele ore ale dimineții, iar primii sosiți au ajuns la linia de finish după 6 ore de alergare. Locul 1, Buzincu Ștefania. Este, cred că, este prea ușoară de... Și locul 1, cel mai bun timp de astăzi, și 6 ore și 38, Iacob Mihai, felicitări! La semi-maraton, cei 24 de kilometri au fost parcurși în aproximativ 4 ore de alergare. Locul 1, Tănasie Ana Maria. Și locul 1, Drăghicio Vitoriu. În proba de 10 km cross, desfășurată pe crestele muntoase din zona vârfului Găinațul Mare, primii concurenți au reușit să treacă linia de sosire într-un timp record. Locul 1 s-a clasat sportiva Dina Adelina. Aplauze pentru frumoasele sportive. Pe locul 1, Călin Ionuț. Mai vin... maratoniști! Felicitări! Noutatea de anul acesta a concursului de alergare montană a fost organizarea unei competiții și pentru copii. Împărțiți în două categorii, 40 ani și 10-14 ani, aceștia au avut de parcurs 2 km și, respectiv, 4 km de alergare spre Cabana Cuca. Cel mai mic concurent a avut doar 4 ani. Cum a fost? Greu. Greu? Dar te-ai descurcat, da? Da. Da? Ești fericit că ai câștigat? Da. Da? Este pentru prima dată când particip la un asemenea concurs? Nu, mai participat. Ia spune, pe unde ai fost? Pe la Cluj, pe la Brașov. Și tot locul întâi? La Brașov m-am mai luat locul 3, la Cluj locul 1. La Mamaia. Față de anii trecuți, anul acesta atât numărul participanților cât și al spectatorilor a fost mult mai mare.
Despre competiție ne-a vorbit unul dintre principalii organizatori, Antoine Olaru. Anul acesta, ca noutate, avem un cross al copiilor, cu trei categorii de vârstă, până în 10 și peste 10 ani, până la 14 ani, un traseu de 2 km și respectiv 4 km. Cum caracterizați competiția de astăzi? Într-un mod, să zic, mai bun, puțin mai promițător decât ediția precedentă. Timpul văd că ne ajută, ține cu noi. Concurenții sunt în traseu, îi așteptăm cu drag să vină întregi și bucuroși și sperăm să iasă totul bine până în final. Organizatorii iau în calcul ca începând de la anul competiția să fie organizată puțin mai devreme, la începutul lunii septembrie, probabil odată cu etapa campionatului național de viteză în coastă.